Și o mulți fălticeni a condus la pauză printr-un gol marcat încă din minutul 4, când Vasile Padovei a finalizat cu capul o centrare venită de pe partea stângă. Gazdele au întors scorul în debutul reprizei secunde prin două goluri marcate într-un interval de doar 8 minute. Gheorghe Ciuc a egalat cu un șut de la peste 25 de metri, iar Cărăbuși a trimis pe Botoșăneni în avantaj cu o lovitură de cap din 6 metri. Șomuz a restabilit egalitatea în minutul 62. Padovei a înscris cu o execuție plasată pe lângă Prisacă. Golul victoriei oaspeților a venit în minutul 75. Melinte a fost faultat în interiorul careului, iar Julei a înscris de la 11 metri. Sănătatea putea egala, dar Cătălin Pascal a fost salvat de bara transversală la un șut din mijlocul careului. Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți au pierdut meciurile programate în weekend. Galben-verzii au cedat la Miroslava cu 0-4, iar Bucovina Rădăuți a fost învinsă pe terenul Gloriei Buzău cu scorul de 0-2. În celelalte meciuri din cadrul etapei a 10-a s-au înregistrat următoarele rezultate: CSM Pașcani, CSM Focșani 0-2, CSM Râmnicu-Sărat, Metalul Buzău 0-2, Sporting Liești, Casei Târgu Secuiesc 2-0, Ciahlăul Piatra Neamț, Fece Botoșan 2-2-1 și Oțelul Galați, CSM Roman 2-0.